Care dintre cele două echipe, FCSB și Rapid, este mai afectată de aceste plecări ale unor jucători care au fost goalgetteri în sezonul trecut în campionat? Eu nu știu ce, dacă sunt afectați. Stau să mă gândesc că domnul Becali spunea că are un grup de inițiativă care se împotrivește la... Păi dacă țara noastră, fotbalul nostru, are nivelul ăsta ca să ia jucători foarte tineri, să le dea șansa să joace și să-i vândă că sunt încă tineri, după mine este o dovadă de bun management că trebuie să apelezi să dai șansă jucătorilor români foarte tineri. Tu nu ești capăt de linie să iei jucători foarte, cum să nu spun eu, foarte bine plătiți, foarte scumpi, ca să faci... să faci performanță în cupele europene. Ești mic. Când declarații spui că ești cel mai bogat din țară, e cu totul și cu totul altceva. Și la jucător de 1 milion de euro, ce vrei să iei? Iar unul confirmat cu valoare modestă la 26 de ani sau unul la 18-19 ani, promițător. Și el are un preț bun. Și îmi cer scuze că mă întorc la ideea de adineauri. Apropo de țara, de origine și de adopție, mă bucur că am văzut foarte mulți copii în tribune, din diaspora, care nu știau, sunt francezi, sunt nemți, sunt români. Aveau tricouri galbene pe ei. Aveau tricouri galbene și au simțit ceva pentru echipa asta și se simt români acum. Asta este o altă victorie a acestor băieți. Vor simți aceasta, sigur că da. Această afecțiune față de... E țara de originea lui, oricum. Și n-ai cum, când 40.000 de oameni, da. Eu n-am mai auzit niciodată imnul nostru așa. Da. Prima dată când îl aud, să domini stadionul, niciodată. Nu în țară. Cea mai mare audiență, cea mai mare, să spun așa, număr de oameni care au cântat la unison, impecabil. N-am mai auzit. Ordonescu, în aceste condiții, spunem, aceasta este naționala cu cea mai mare susținere din istoria noastră. Da. Da, nu, pentru nu, că eu zic nu. Nu, dar, în tribune, nu. Eu de ce zic nu? Eu de ce zic nu? Pentru că dumneavoastră ați jucat cu Italia, campioana mondială, pe 100.000 în tribune. Bine. La București. La București, da. Nu afară. Da. El la asta se referă. Nu, nu, el nu a nuanțat. Acum, aceasta păi nu a nuanțat, dar spun eu. Mare cu Italia nu mai poți băga o stră mică. Nu, el nu vorbește de faptul că la Euro, la un turneu final, are cea mai... El a zis, aceasta este națională cu cea mai mare susținere. El vorbește despre o energie care s-a creat în... Dar nu e adevărat. În 94, în mod cert, a fost susținere mai mare. Era performanță, era echipa... Adică, vorbiți de românii că sunt la televizor, stau acasă, da? Dar n-au fost pe stadion, asta e părerea mea. În 94 n-au fost 10 români la meci. Dar 94 la America mergeau câteva mii. Câteva mii, 2, 3, 4, 5 mii. El nu a nuanțat, nu a zis la turneul final din străinătate noi avem cea mai mare susținere. Aici nu ar fi avut nimeni de contestat nimic. Nu, el a zis, pe asta merg cei care sunt acum la echipa națională, că nu a existat niciodată o chimie între românii și naționalul lor cum este cea existentă acum. Câți ani avea Edi? Și eu vreau să aduc aminte de ce se întâmpla pe vremea noastră când 100.000, adică două arene naționale, erau în tribune la meciurile. Eu cred că la aia s-a referit și mai spun un element. Eu n-am mai văzut o echipă a noastră națională care să plece de la un val de ură să ajungă la o susținere atât, să cânte 40.000. De la contestare totală, nu o să facem niciun punct. Știți, totală. Știți cât de repede se poate face drumul ăsta înapoi? Categoric. Hai să vă spun ceva. Categoric, chiar mai ușor. Hai să vă spun ceva. Nedrăsfă va acea gol, da? Da. Era pe locul 1, da? Da. Unde am dus? Pe locul 4. Pe ultimul loc. Da. Dăm noi gol. De pe 4 trecem pe 1. Da. Ucraina trece pe ultimul loc, da? M-am uitat un pic și la aia în paralel. Era să dea gol ucrainenii. Un gol erau pe locul 1, Ucraina. Da. Au terminat pe 4. Atât de echilibrat a fost grupa, că un gol te arunca de pe 1 pe 4. Drumul de la agonie la extaz. Dar e firesc ca în sentimentele noastre față de națională atât de rapid să facem drumul de la agonie la extaz? Nu, după mine nu, pentru că vorbeam aici... De la revoltă, de la ură, de la jigniri, dar noi vorbeam până aici la adulare. De un grad de așteptare care de multe ori este nejustificat. Nerealist, da. Adică chiar nu ne dăm seama că venim cu jucători de la echipe din Liga a doua și de din România care nu joacă... România Serie B, cam așa era. L-ai prezentat Mihai pe Racovițan. Știi că Racovițan este singurul jucător antrenat în cupele europene? El în Polonia, singura lui